25 octombrie este Ziua Armatei Române, ocazie cu care la Pitești sunt organizate mai multe evenimente care să marcheze această zi. Manifestările au început încă de vineri, 24 octombrie, când în piața primăriei a avut loc o ceremonie impresionantă de depunere a jurământului de către elevii școlii militare de maestri militari și subofițeri ai Forțelor Terestre Basarab I. Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre Basarab I organizează ceremonia de depunere a jurământului militar. 130 de elevi care urmează programul de pregătire post-liceală cu durata de 2 ani formare maiștri militari sunt pregătiți să depună jurământul de credință față de patrie și popor, așa cum au făcut-o în urmă cu aproximativ 3 ani cu ceilalți 240 de colegi ai lor de la programul de formare a subofițerilor. Jur credință patriei mele România! Jur credință patriei mele România! Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții! Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții! Jur să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare! Jur să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Așa să-mi ajute Dumnezeu! E un moment important în viața, poate cel mai important în viața dumneavoastră de ostaș. Cel mai important fiindcă dacă specializările, diferite specializări, diferite școli le veți mai urma. Însă acest moment este unic în viața dumneavoastră. Să-l purtați cu cinste, să-l purtați cu onoare, fiindcă a fi militar al Armatei Române este o demnitate pe care cred că fiecare dintre cetățenii României ar fi bucuros să o aibă. Sâmbătă 25 octombrie vor fi depuse coroane de flori la cimitirul eroilor de pe strada Nicolae Dobrin.